Vă salutăm, prieteni, la episodul numărul 4 al emisiunii Fotocult, din nou de la cinematograful Dacia din Cluj-Napoca, cu sprijinul Centrului de Cultură Urbană Cluj, cu sprijinul prietenilor noștri din spatele camerelor Tudor și Andrei. Am ajuns la episodul numărul 4. Să zicem că au trecut deja primele episoade pilot și, bineînțeles, alături de mine este domnul profesor Dorel Găină, prietenul nostru, care ne-a încurajat de la început. Iar astăzi avem un invitat special, Adrian Petrișor, primul fotograf profesionist pe care l-am invitat la noi în emisiune. Ca să spun ceva din culise, Adrian Petrișor și domn profesor au o istorie împreună, pentru că Adrian Petrișor a fost elevul domnului profesor la Facultatea de Fotografie din Cluj. Așa că este o emisiune specială și sperăm să fie o plăcere pentru voi să ne urmăriți. Astăzi vom discuta despre fotografia de iarnă, pentru că majoritatea dintre voi îl cunoașteți pe Adrian Petrișor și știți că are un portofoliu foarte bogat. Am ales totuși să vorbim despre fotografia de iarnă și să ne amintim cum arăta zăpada, pentru că în zilele noastre nu prea mai există așa ceva. Așadar, bine ați venit, domn profesor! Bine v-am găsit! Bine ați venit, domnul... Și fotograf profesionist eram înainte de pandemie, acum nu știu asta cu profesionistul. Fotograf profesionist în sensul că ești primul nostru invitat care are studii de fotografie și o diplomă. Se ocupă cu asta, bineînțeles. Da. Așadar, bine ați venit și domn profesor, dacă doriți să spuneți ceva în deschidere, având în vedere... Da, voi face un exercițiu de admirație mai ciudat, fiindcă dacă Lucian Blaga, într-una din minunatele lui poezii, vorbind de condiția poetului, spunea că poetul în țara lui este mut ca o lebădă, și eu voi spune că găina în tărâmurile lui Adrian Petrișor este mut de admirație ca o lebădă, fiindcă, iată, vedem... ceea ce se cheamă o prietenie și un parteneriat între tărâmurile pe care Adrian le cutreieră, asemenea lui Jolt, asemenea lui Ovidiu, asemenea multor alți iubitori și dăruitori de oglindire ale peisajului, mai ales a celui montan, dar fiecare și are propria caligrafie și are propriul parteneriat cu peisajul și, desigur, astăzi Adrian este Adrian Petrișor, cel care fotografiază dansurile și șoaptele zăpezii, poate mai altfel, poate mult mai bine, poate atât de original încât să recunoaște orice imagine de ale lui, în acest parteneriat, iată, cu astăzi, cu tărâmurile care primesc și dăruiesc zăpadă. Mulțumim frumos! Adrian, asta e înregistrată, că vreau să o ascult foarte des. Bine ai venit la noi în emisiune și mulțumim că ne ajuți să continuăm emisiunea aceasta și să prezentăm spectatorilor noștri fotografia și fotografii de valoare de la noi din țară. De obicei punem câteva întrebări invitaților noștri și, bineînțeles, toată lumea este curioasă să știe cum te-ai apucat de fotografie, pentru că asta e începutul, ca să zic așa. Da. Clasica întrebare. Clasica la care întrebare. Nu știu să răspund. Nu e un moment anume când am zis gata, de azi, acum e ziua Z, când m-am apucat de fotografie, dar prima dată m-am apucat de natură, da, din foarte mic, foarte mic, deci la 4-5 ani mă ducea bunicul meu la Ciuperci pe lângă tot orașul Vatra Dornei
Și încet, încet, mergând în natură, ăsta vreau să surprind, să arăt pe unde merg. Și cred că, prin generală, ai mei mi-au cumpărat un aparat pe film. Că am tot insistat, vreau să fac poze, să arăt, să nu știu ce. Și mi-au cumpărat un aparat pe film cu care l-am folosit până au început digitalul să fie cât de cât rezonabil și accesibil la preț. Să-mi permit un aparat prin liceu, așa. Da, și atunci m-am apucat eu de fotografie, fiindcă ai mei vreau să fac poze cu clasa, în serbări, la ăsta, pe unde mergeam, în excursii, la colegi, așa. Și eu veneam acasă, developam 1000 de filme cu copaci, cu ape, cu râuri, cum mergeam la pescuit, cu nu știu ce. Și dădeam o grămadă de bani pe filme, că atunci ziceau, developai unul și unul era gratuit. Și tot developam o grămadă de bani. Și după am dat de digital și atunci am început mai serios, să zic așa, cu un pic de editare, cu un pic de internetul m-a ajutat. Deci cred că 2007. 2007. Ar fi anul 2006. 13 ani. Da, ce de să zic, digital. 13 ani în 2020. Sună bine. Dacă ne gândim așa la ce an am avut. Da. Te-ai apucat de fotografie, dar, repet, ești, pentru mine, ești singurul fotograf profesionist pe care îl cunosc. Adică ai făcut facultatea de fotografie. Acum știm că ai făcut facultatea de arhitectură, ai renunțat și ai făcut facultatea de fotografie. Mie mi se pare foarte curajos și foarte, foarte ambițios să faci fotografie la noi în țară. Eu știu că ești un fotograf foarte complex. Adică cred că poți să faci orice tip de fotografie. De aceea mi-a fost și foarte greu să alegem subiectul acesta de fotografii de iarnă, care, apropo, fotografiile de iarnă sunt toate surprinse la noi în România. Astea, da. Da, trebuie să știm fotografiile pe care o să le prezentăm astăzi. Acum, în fotografiile acestea de iarnă există, cum se rulează în jurul meu, în spatele meu și cum vedem noi pe laptop, o varietate foarte mare. Adică ai și fotografii minimaliste, ai și fotografii în condiții extreme, ai și animale, ai și munți, ai și păduri, ai și ceață. Întrebarea mea este... Pe mine. Te ai și pe tine, exact. Îți place să faci toate genurile astea de fotografie sau pur și simplu se întâmplă când umbli în natură, cum ai spus tu, să surprinzi anumite momente? Cauți anumite momente sau pur și simplu din tot ce vedem aici îți place ceva anume, nu știu, minimalist sau cum e fotografia aceasta de pe Ceahlău cu peisaje wide, cu munți cu și așa mai departe? Am încercat aici să selectez o gamă cât mai largă, să zic așa, să nu plictisez numai cu brazi albi și atât. De-aia am optat și color și alb-negru și minimalist și ceață și de toate. Dar cam așa și fotografiez când mă duc. Adică eu caut vremea instabilă, frig, viscol pe munte ca să merg să o surprind, să fie spectaculos. Dar până la urmă pe munte pozezi ce găsești. Și când am un cer senin pozez poate chestii minimaliste, când am viscol pozez texturi și zăpadă care zboară în fața soarelui. Deci, în funcție de ce, dacă mă întâlnesc cu caprele negre, îmi schimb obiectivul și nu le ratez nici pe alea, deci nu merg pe wildlife sau merg pe munte, de plăcerea de a merge pe munte și automat aparatul e cu mine și pozez ce îmi place și ce văd că pare interesant. Preferi un obiectiv anume, că la fel, deci e foarte mare varietate, adică văd că ai și fotografii cu wide, ai și cu tele, ai și... De obicei pe munte prefer obiectivul care e cât mai ușor. și totuși câte kilograme duci cu tine, oricât ai încercat? Dacă iau și teleobiectivul cu tot cu trepied, 3, 6, 8 kilograme, cred, numai partea de, minim, da. De foto, da. Acum eu aș spune că, da, într-adevăr, ceea ce ai adus tu este un evantai întreg de întâlnire cu muntele în iarnă, dar dacă întâlnirea cu muntele în iarnă sau cu peisajul în iarnă
Este una din iubirile care le întâlnim la mulți colegi și prieteni. Eu aș remarca la tine această stare de întâlnire cu zăpada, fiindcă o faci poate mult mai altfel decât alții, o faci cum este cumva marca ta, este un Adrian Petrișor, uite chiar imaginea care apare acum, fiindcă dacă în fotografia al negru, pe film, pe sistemul argentic, erau două modalități de antrenament foarte dure, high K și low K, respectiv alb pe alb și negru pe negru. În fotografia color, în fotografia de iarnă și mai în fotografia cu zăpada, acest high K, deci alb pe alb, impune, zic eu, un talent special care începe de la iubirea zăpezii, întâlnirii cu zăpada, care începe cu o copilărie personală sau cu povestirile bunicilor și se continuă cu știința și cu pasiunea și cu felul în care te împretenești cu un interval de la văzut, simțit, înregistrat, fotografiat și apoi prelucrat și editat imaginea, încercând, cum spuneam și la Jolt, ca prin editare să ai două dimensiuni. Una, cea de estetica imaginii fotografice. Eu aș face o diferență între compoziție și estetică. Compoziția e vorba de acele reguli care țin de geometrie, dar estetica înseamnă trecerea geometriei printr-un filtru personal și printr-o vrajă și printr-o stare de magie. Și mai e ceva, tentativa de a sugera prin ceea ce se cheamă iluzie optică și folosesc în sens bun cuvântul, sentimentul pe care l-ai avut în momentul în care ai fotografiat. Și iată, dacă înainte am văzut acea pasăre răpitoare, nu știu ce tip de bufniță sau de cucurez era, de alb pe alb, sau vulpea care răsare precum un cer din, precum un soare din mare, vulpea răsare din zăpadă, iar este talentul tău și acolo bănuiesc că ai lucrat și cu un teleobiectiv cu deschidere maximă. Imaginile de aici în care albul foarte greu își părăsește starea de alb doar pentru a ni se înfățișa ca și forme geometrice care dansează sau care sunt caligrafiate, dar toate acestea impun ceva mult mai mult decât o expertiză a fotografierii. Impun expertiza tehnică care este a ta, dar și această stare de vrajă, de magie, prin care tu încerci să transmiți ceea ce ai simțit acolo, ceea ce ai respirat acolo, nu doar cu trupul, ci cu sufletul și cu mintea. Dacă ne poți spune câteva din aceste intervale, care sunt taine, care poate de multe ori nici ție sau altui fotograf nu-i sunt limpezi, nu sunt explicabile, dar le explici cu privirea și cu un zâmbet. Hai să vedem dacă poți și cu vorbele să ni le povestești puțin. Da, zăpada, în general, e frumoasă și bine să o ai iarna pe munte, nu ca acum. Fără ea nu are și cadrele. E nu totdeauna simplu de editat, fiindcă e albă, în lumină se poate arde. Pe lângă că e albă, este reflectorizant. E reflectorizant, da. Ceea ce păcălește aparatul, exponometru, tot ce vrei, ce înseamnă, hai să zic, automatisme de înregistrare a imaginii. Da. Ca să păstrezi contrastul, trebuie să ai un joc foarte fin de slider acolo, să păstrezi și contrastul și să ai și detalii în ea. E ca și cum ai poza o foaie albă, dar trebuie să vezi textura. O foaie albă nemototolită. Da. Fiindcă zăpada proaspăt pusă, absolut e perfectă, nu are absolut nicio... Și un apus, de exemplu, schimbă foarte mult culoarea zăpezii. Probabil aș putea compara cu fotografia de portret, unde tenul trebuie să fie perfect. În fotografia de iarnă trebuie să ai grijă zăpada să fie perfectă, ca și tenul, să nu fie prea închis, prea luminos, prea roșu. Dacă îl întunești prea mult, devine gri, pare murdară. Trebuie să fie albă, imaculată și, dacă e nevoie, colorată în funcție de momentul zilei. De aia trebuie păstrate texturile, trebuie păstrate tot și cu grijă. Trebuie, e acolo un...
Un simț estetic, cum a spus domnul profesor. Care nu prea mai ține de neapărat de histograma aparatului, cât ține de ce vezi, să vezi detalii în zăpadă, mai ales la chestii minuscule, fine, trebuie să vezi dacă ai un câine, cum era câinele negru, da, trebuie să ai detalii și în negru și în alb, deci trebuie să găsești undeva media și acasă în editare să o și păstrezi. Pun o întrebare pentru, nu știu, fotografii începători, pentru cei mai avansați, probabil înțeleg ce vrei să spui, dar referitor la ceea ce ai spus din punct de vedere tehnic, îți faci niște setări la aparat, white balance, supraexpui, subexpui, nu știu, folosești ceva filtre sau depinde de situație, cum ai spus. Echipamentul e cam același și iarna care și vara. Okay. Ca și setări merg un pic pe, dacă vara merg pe culori calde, deci mie îmi plac culorile, așa, white balance să fie mai cald și da, iarba și să fie un verde mai cald. Okay. Iarna merg pe culori un pic mai reci, poate reci, nu chiar așa calde ca de obicei. Și nu le subexpun. Vara tot așa, am tendința să le subexpun, să scot lumina în evidență și umbrele să fie mai întunecate, să am contraste puternice. Okay. Aici nu vreau contraste așa puternice și nu le subexpun mult. De aia și eu astea cu ceață sunt un high key. Da. Îmi place zăpada să fie albă. Deci văd la mulți fotografi zăpada aia HDR așa albăstruie, albăstruie sau da, foarte saturată. Mie îmi place să o păstrez cât mai fină, așa cum o vedem de fapt. Cât mai reală, da, să cât zic, mai reală, da, exact. Da. Păi, te ajută pentru această dorință zona de calitate a obiectivelor pe care le folosești. Da, mă ajută la, să zic, sharp și la calitatea imaginii pe colțul, pe margini. Obiectivele ieftine nu fac chestia asta, plus că cele care sunt mai scumpe și au calitate optică foarte bună, rezistă și la condițiile foarte vitrege care le am pe munte. De multe ori, aparatul după o zi de umblat prin viscol sau ceață mai ales, se transformă o chiciură pe el, alb complet și cum am intrat cu el la căldură sau undeva, băltește, deci e ca și cum l-aș băga sub apă. Da. Deci contează enorm sănătatea aparatului și atunci o lentilă bună pe el nu lasă, e foarte tanșă, nu lasă să intre apa pe... Un pic dacă o aburit o lentilă, dacă n-am grijă, pot să mă duc la munte să stau 3 zile cu ea în rucsac, până, fiindcă da, nu mai scap de condensul din ea. Da. De-aia trebuie avut foarte multă grijă pe munte cu echipamentul. Da, cu echipamentul. De la frig la cald nu-i voie, de la cald la frig se acceptă. Asta e o chestie de ținut minte. Și în tururile foto când mergem cu lume, stau primul, ajung în fața cabanei și nu las pe nimeni să intre în cabană până nu îl văd cu aparatul în geantă. Că da, riscă să da, vină da, să-și piardă un weekend și să nu facă nicio exact, poză sau exact, să fie toate cu un cerc blurry pe mijloc. Corect. Da. Ai menționat că organizez tururi foto. Ai în program multe tururi foto de iarnă sau ocazional? Sau până la urmă ești fotograf profesionist, din asta trăiești, nu? Da. Le prefer pe cele de vară sau cele de iarnă? Asta e o întrebare pur și simplu întâmplătoare, pentru că pur și simplu discutăm despre fotografia de iarnă, iar mi se pare normal să te întreb când preferi să faci tururile, iarna sau vara? Care îți plac mai mult? Cele de iarnă sunt un pic mai dificile din punct de vedere a efortului fizic și trebuie să am grijă ce oameni vin, ce echipament au, dar mi-s mult mai dragi decât cele de vară unde mor de cal pe munte și trebuie litri de apă și așa. Okay. Eu iubesc iarna, ca și aici am mai nimerit cu, cu subiectul. Da, da, din toate anotimpurile eu iubesc și mai mult iarna în ceea ce privește fotografia. Dar cum apare zăpada, încerc să profit, să organizăm cât mai multe iarna și oamenii sunt foarte, poate mai repede sunt tentați de un tur foto iarna decât vara, fiindcă vara pot oricând ei să iasă, nu au frica asta de munte, da, dar iarna când știu că e un mediu organizat și da, totul e
cumva stabilit, știu ce să pozez, de unde vin și toți facem același lucru, îs mai tentat și cred că vin într-un număr mai mare. Adică îs mai, da. Da, e incredibil. Deci aveam senzația că invers. Da, dar da, vorbim de oameni pasionați. Da, cam ce nu poate să facă el singur, încearcă să vină. Și care își asumă complexitatea pasiunii tocmai uite prin condiții cât mai, hai să zic, nu dificile, dar spre extrem, duse spre aventură. Da. Unele tururi ajung la, din cauza vremii meteo, ajung și la extrem. Am avut și la minus 20 de grade, am avut workshop. Deci, chiar aici, pe Ceahlău, am prins minus 25. Da. Deci au fost și extreme, să zic așa, dar atunci cred că au ieșit cele mai bune poze. Atunci apar minunățile. Da, s-ar putea, crezi cumva că putem vorbi și de o mobilizare sau de un dar al înfloririi psihice a celui care fotografiază. Felul în care simte, felul în care admiră, felul în care devine exaltat în fața unei imagini sau unei situații, poate influența compoziția estetică, înregistrarea și alegerea subiectului. Poate dacă nu te copleșește în momentul la peisajul. Mm-hmm. Dacă deci trebuie să ai curba potrivită, să nu te prăbușești. Avem o vorbă, n-ai fost pregătit pentru așa ceva și pentru prima dată când vezi un peisaj de iarnă spectaculos, riști să nu știi ce să faci, nu riști să te îngropi în zăpadă, să-ți murdărești aparatul cu zăpadă, să luzi, să ștergi în loc să faci poza. Deci riști să pici în extrema cealaltă, să nu fii sigur pe tine. De-aia trebuie să ajungi cu o oră poate înainte de răsărit, să te pregătești, fiindcă când e zăpada de 2 metri, de exemplu, chiar dacă vara faci o jumătate de oră până la locul de răsărit, iarna poți să-ți ia și 3 ore și de-aia te trezești cu noaptea în cap, ești obosit și apar tot felul de lucruri care te poate face să-ți ratezi cadrele din ziua. Deci trebuie să fii calm și cu fizicul. Bine, oricum e mult mai greu. Deci e mult mai greu, poate în și primul rând, place, că disconfortul și pe care îl ai, echipamentul pe care îl ai, mănușile. Satisfacția mai mare când e mai greu. Da, logic. Și probabil că, exact cum ai zis tu, vin mai mulți în turele foto de iarnă pentru că singur n-ar face-o. Da, și atunci, cumva, ești și organizator de tururi foto și ghid montan și măcar profesor, antrenor, dăruitor. Și măcar din punctul ăsta de vedere au un confort psihic. Bă, nu mă interesează asta. Dar întrebarea este următoarea. Iarna, tururi foto outdoor, adică cu cortul sau la cabană? Mai sunt pe la noi care ies și cu cortul. Dar nu un tur foto organizat. Nu. Atunci ai o... Pe cont propriu. Oamenii ăia când merg acasă vreau să mai vină și vreau să ne mai vedem și să nu i-am pe conștiință că au mers cu degetele degerate sau știu eu ce. Deci confortul e foarte esențial într-un workshop, deci mâncare caldă, confort, cabană și frigul care toți și-l asumă când facem fotografiile. Da, din cabană e greu să pozezi, la noi, în afară se poate. Aici eu îți cunosc portofoliu și văd fotografiile care rulează în fața mea, respectiv în spatele nostru. Știu că sunt din Retezat, din Făgăraș, din Ceahlău, din Munții Rodnei. Munții Rodnei, pentru tine și Ovidiu, e acasă cumva, zic așa, cel mai apropiat loc. Nu-s din Bistrița. Bine, voi și faceți pereche de multe ori. Și ieșiți de multe ori împreună. Ai vreo zonă preferată din cele numerate, un parc național, că toate sunt parcuri naționale la noi. Pe timp de iarnă? De iarnă, logic. Îmi plăcea Rodneyu, m-am cam plictisit de el. Masivul Vlădeasa mi-a oferit foarte mult și cred că îl îndrăgesc foarte mult, fiindcă tot timpul mi-a oferit. Așa. Îmi place foarte mult să merg pe creste mai înalte, mai deci îmi Făgăraș, place Făgărașul sau Retezatul. Da. Deci cumva când am acoperit o mare parte, nu să zic că m-am plictisit, oricum dar merg fiindcă tot timpul găsești cadre oriunde ai merge, dar încerc încet încet să stau cât mai mult
pe creste mai înalte și să prindă și un răsărit, de exemplu. Foarte, foarte greu e să prinzi un răsărit în creastă, iarna. Atunci îți trebuie deși cort avem aici, și avem și aici să ajungi în timp util. Da, deci, da, chiar da. Fotografia aceasta, nu știu, e răsărit, apus. Da, ăla este un apus, de-aia un apus. Că, da, e greu cu răsăritul. Am și înțeles. Apusul, cobori, și cu apusul. Și cu apusul. Noaptea, da. Pe zăpadă, pe întuneric, e greu și cu apusul, da. Dar răsăritul e suprem. Acum, Adi, prietenii noștri care au fost până acum îndrăgostiți și mari maestri al peisajului, i-am remarcat mai ales pentru starea de topografie, de ambient peisagistic de care se ocupă, de personajele simbolice și, dacă vrei, de fantasmele locului, fiindcă judecăm foarte mult antropomorfic, chiar și silueta unui braț sau unui munte. La tine se remarcă prezența omului și prezența ființelor, animalelor. Și este, iată, o ofertă pentru noi, fiindcă este unul din traseele spre care vom încerca să ne îndreptăm. Omul în peisaj, animalele în peisaj. Dacă ne spui care au fost întâmplările sau care au fost aceste minunate întâmplări prin care, iată, vulpea, capra neagră, pasărea, apar la tine ca și legende ale locului, dar care sunt fotografiate altfel decât le fotografiază cei care sunt dedicați wildlife-ului, fotografierii de natură animală? Păi, da, nefiind un fotograf de wildlife, deși îmi place foarte mult viața animalelor și îmi place, am răbdare să aștept, să le urmăresc comportamentul, mai nou chiar am o lentilă destul de bună pentru așa ceva și chiar vreau pe viitor să acord mai mult timp, dar ce vedem aici nu este un wildlife pe care l-am căutat sau am mers special să-l pozez, pur și simplu m-am întâlnit cu el și am avut norocul să fie atât de aproape încât să-l pot și poza. Și cumva să colaboreze cu tine, să te accepte, să te îngăduie, da? Da, da, da. Deci cu o lentilă de 200 de mm care o duc eu pe munte, care ajunge la maxim 200 mm, e greu să faci wildlife. Dar, de exemplu, vulpea aia care pare foarte sălbatică, ea fiind, nemai văzând turiști pe munte iarna, probabil și ruptă de foame, se apropie foarte mult când aude pe cineva în zonă. Probabil nu a mai fost nimeni acolo de săptămâni întregi în refugiu până să ajungem noi și numai ne-a auzit glasul și a venit să vadă poate rost de mâncare. Deci, nu e un wildlife. N-am stat, n-am dormit în zăpadă să vină la mine animalul, cât mi-am făcut traseul de pozat pe munte și m-am întâlnit și cu omul, cu wildlife. Da, și uite, aș vorbi de poezia întâlnirii tale cu ființările însuflețite, să spunem, deci dincolo de copaci de pietre, fiindcă cele două imagini care le vedem cu vulpea pentru mine sunt în primul rând într-o stare de poezie, fiindcă nu te-a interesat atât de mult întruparea ei ca animal, cât faptul că ea răsare din starea asta de zăpadă. Da. Deci ai fotografiat extraordinar de bine, în care trupul ei este acoperit de zona asta de întâlnire cu zăpadă. La fel este vorba cu, spun, nu știu că-i bufniță, huhurez, ciopii. La fel este ochiul de lume în care apare capra neagră și te-aș întreba dacă faptul că acel husky care urlă la cer, și husky și malamutul canadian fiind mai apropiați de lup decât alți câini și de-aia urlă aproape mai mult decât latră, acolo se întâmplă iarăși o poezie care mă interesează dacă ai sesizat-o atunci sau după aceea. Deci el pe un fundal de orizont care este împărțit între alb, cenușiu și negru, pâșii triunghiulare, e un personaj care se ridică din acest alb, negru și gri, corespunzând invers așternerii, deci burta este albă, urmează griul și urmează negru,
Și este ca o descojire de peisaj, ca un fel de fantasmă, de duh al acestui, al acestui ținut, al acestui tărâmur. Iată-l. Ai sesizat atunci această stare de poezie a esteticii imaginii, nu a compoziției, sau ai sesizat-o după aceea? Cam la toate animalele astea care le văd, toată lumea știe cum arată un vulpe, o bufniță, un lup, un câine. Ideea să scoți altceva, din, să pară și artistic, să dea bine la cadru, să arate frumos, să fie un gram de artistic în a deci reprezenta. Îți propui o întâlnire de înregistrare, lup, câinele, o întâlnire de împreună cumva, da? Câinele care urla la cer a fost cu noi pe tot traseu. Nu i-am făcut absolut nicio poză până în momentul în care stătea aproape de mine culcat și câțiva din grup au mers mai departe de grup și el s-a ridicat și a început să latre la ei. Și văzând asta, repede am scos aparatul și i-am făcut cadrul, m-am lăsat mai jos, l-am încadrat, s-am munțit, să-l am într-o compoziție cât de cât reușită. Și să-l surprind exact, eu așa l-am văzut atunci, ca un lup care latră și aspectul lui îl ajuta. Și atunci acasă mi-a venit ideea cu griurile cu astea că ar da bine într-un alb negru. Ai scos în evidență lupul din el. Da, din țara am făcut armăsar, să zic așa. E un cadru care mi-e foarte drag, mai ales că câinele nu mai există, nu mai e printre noi, fiindcă era foarte bătrân, era la cabana meteo, sus în Vladeasa. Și cadrul ăla, eu zic, cam cea mai frumoasă poză cu câinele care a trăit, nu știu, 15 ani. Vreau să te întreb ceva. De obicei, întrebăm invitații noștri, fotografii noștri, dacă au o fotografie specială despre care vor să discute. Bine, nu te întreb care e fotografia ta preferată, că aici vorbim de fotografia de iarnă, dar văzând fotografiile și locurile și condițiile extreme în care te-ai expus, te întreb și pe tine, ai o fotografie preferată, o tură preferată, un set de fotografii pe care le vedem aici și care au o poveste interesantă, nu știu, ai viscol, probabil un vânt foarte puternic și așa mai departe. Și dacă poți să ne spui povestea și nu știu, te-ai așteptat la asta, nu te-ai așteptat, ai fost surprins pe munte sau ai văzut că îi bate vântul cu 100 de kilometri la oră și ai zis, gata, mă duc să fac poză. Și tu mi-ai dat o sarcină foarte grea când mi-ai zis alege 40 de fotografii. E greu să alegi una, să zici aia e. Aia, da, deci corect. Dacă din astea 40 zici alege 30, ca să scoți 10, e greu. Da. Nu, e ușor să scoți 10, da. E greu să păstrezi 10, să zic, am preferate înțeles. Sau una. Da. Sau să le privilegiezi în fața altora. Da. Că de păstrat poate reușești. Că celelalte dar nu poți să proiectezi 3000 de poze da. Într-un spectacol sau într-un trâne cu cineva și atunci este dramatic de tristă, dar de frumoasă starea asta de selecție, care până la urmă îți aduce satisfacție, dar până atunci super cumplit. Cu cât e mai restrâns cum să renunți la 2960 de imagini ca să privilegiezi 40, din care vine Gheorghe Popa și spune alege una. Deci mi-ai cerut imposibil. Eu aș rămâne și la asta. Putem reveni puțin? Da, sigur. Și după aia continuare. Asta este fotografia celebră, știm toți, copacii lui Lazar. Dar, iată ce înseamnă starea de autorialitate, de autenticitate, originalitate și inovare. Dacă ne uităm la asta, deci la Lazar, întotdeauna copacii sunt cumva gemeni, sunt cumva un reflex unuia al altuia și sunt duși mai spre centrul imaginii. Aici la tine odată este un dramatism al triunghiului invers, deci cel care cu baza iese în afară, zona în care sunt copacii, și mai am o chestie fantastic față de verticalitatea brazilor, unul dintre ei este mai împănat de alb, iar celălalt care este mai gol este și aplecat. Deci e o stare de dramatism fantastică. Fantastică. Și sparta amprenta semnăturii. Lazar ar fi fotografiat altfel din atunci. El poza de mult timp copacii ăștia și am ajuns și eu într-o iarnă să-i văd.
Și când am trecut pe acolo, am zis să-i demonstrez cum se face o compoziție. Am avut fascinat mai mult ceața care acoperă partea de sus și lasă pe ei într-o lumină. E foarte greu, de asta am vrut să ajung la cadrul preferat. Probabil ceața cu soare în același cadru iarna, asta mă fascinează pe mine. Și probabil fotografiile sau seria preferată ar fi Vlădeasa când am avut Seria preferată e Vlădeasa, iar fotografia preferată fotografia lui Lazar. Copacul lui Lazar. A lui. Da. Glumesc. Deci Vlădeasa, da, ok. Și atunci e aici. Asta e în Rodney. Asta e din Munții Rodney. Vlădeasa bănuiesc că sunt fotografiile cu brazii încărcați de zăpadă. Da, există un tur anume. Despre care... Poți de multe ori am prins lucruri total diferite de fiecare dată. Vlădeasa, nu? Da. Eu atâta spune, fiindcă ele rulează, cea dinainte și cea de aici, sunt preferatele mele dintre toate pe care le prefer, de fapt, fiindcă aici întâlnesc un pariu de treime, efectiv. Deci am compoziție, am estetică și am verbul și respirația autorului ăsta. De să fotografiezi neantul zăpezii așa cum îl faci tu, aproape imponderabil, nu știu unde e pământul, unde e cerul, unde sunt jaloanele care fixează peisajul. E un pariu care deocamdată la tine l-am văzut și am văzut foarte multă fotografie. Mulțumesc. Și de-aia și mie mi-e greu să spun că wow, astea sunt cele mai wow dintre toate, dar o spun fiindcă este unul din reperele de specific ale tale, cum sunt și animalele, cum sunt și celelalte, dar poate că astea sunt cele mai dificile și de-aia nu o să le întâlnim la multă lume, fiindcă în primul rând sunt dificile. Și aici apare știința, tehnica, magia. Și triajul. Am întrebat de ce, dacă ai alege o fotografie preferată, pentru că, cum să spun, uite, tu vrei să ne povestești acum despre o tură pe care ai ținut-o minte. În general ne atașăm de fotografii. Poate că pentru mine sau pentru domn profesor sau cei care ne urmăresc și cunosc portofoliu, nu ar fi fotografia respectivă cea mai. Dar tu care știi povestea, care ai fost acolo, care te-ai luptat cu zăpadă de un metru, cu viscol, cu, nu știu, papucii uzi, cu obiectivul aburit și așa mai departe, asta mi se pare interesant și poate că momentul tău și în amintirea ta e mult mai important ce ai trăit tu atunci acolo decât fotografia, să zici, da, asta e poza. Te atașezi emoțional. Te atașezi emoțional, da. Pare mai bun în sufletul tău. Bun, dar de ce te-ai atașat așa de mult emoțional de Vlădeasa și în special de tura respectivă? Cele cu ceață, nu, asta a fost una altădată. Dacă dai niște braze în ceață, cam o să observi despre ce vorbesc. Sigur. Asta nu? Da cred că face parte din tura aia. Noi ne-am trezit undeva la 7, să zic, răsare, ne-am trezit undeva la 4:30 ca să plecăm. Okay. Da? La 4:30 dimineața să te trezești când ești cu un grup de oameni care până seara ați râs, ați glumit, ați mai stat la povești și s-a făcut ora târzie, ca să trezești la 4:30 dimineața din căldura plapumii și patului să ieși afară la -20°, e crunt. Deci eu tot timpul mă mir că ies toți din camere. Deci eu mă uit la ei și vă, sunteți toți? Nu vine să cred. Și în acea tură am ieșit. Și am urcat până la răsărit, undeva la 2:30, a fost foarte frig, nu vedeam nimic, era ceață, dar am zis, hai să urcăm, cine știe, ceața, poate ajungem deasupra ei, poate, cine știe. Și am ieșit deasupra ei, a fost un răsărit de vis, sunt câteva și cu răsărit cu soare, cu ceață, cu brazi. Și da, așa e tot de acolo, cealaltă dinainte. Și tot timpul era soarele s-a filtrat de ceață, aveam lumina perfectă, brazii albi, totul, deci
totul era ca la carte. Puțină lumină cât să nu ardă da, fotografia, da. Așa. Deci dacă de obicei urcam pentru un răsărit, îl pozam și coboram înapoi la masă, la mâncare, la mic dejun, acum vreau să zic, în turul ăsta am stat de la răsărit de la 5 când am plecat, până după apus, fără să mai coborâm la cabană, până la ora 7-8, pe întuneric ne-am întors din tur foto și cabana, vreau să zic, nu trebuia să merge o zi, trebuia să cobor 2 ore sau o oră jumate până la cabană. N-am coborât, fiindcă am știut că nu o să ne mai întoarcem în primă fază, și n-am coborât fiindcă vremea era în așa fel încât îți, oriunde întorceai capul, puteai să pozezi la infinit. Deci era condiția ideală de ceața cobora, stătea un pic, se ridica, iar intra în braz, iar făcea mare alpină, iar se ridica și tot timpul o stat așa toată ziua cu soare și la limita aia unde eram noi, versantul nu-i foarte înalt, masiv Vlădeasa, a stat la limita aia cât să ne lase pe noi să facem pozele. Am prins și curcubeu de ceață și... Deci, reții cumva data și anul, fiind efectiv un eveniment istoric. Spre deosebire de ultimii ani, când vine iarna în februarie, atunci cred că era început de ianuarie, așa ții minte, sau jumătatea lui ianuarie, a fost zăpada un pic ceva mai repede. Domn profesor a întrebat pentru că sperăm să apară mașina timpului, să ne întoarcem și noi momentul, anul, ora, să prindem și noi zic asta. Am apreciat oamenii că au rezistat. Bine, am avut și un pic de combustibil lichid care să ne țină, să ne țină caz, dar a rezistat o mare parte, câțiva au coborât, dar mare parte au rezistat și am prins de la răsărit până la pus absolut tot într-o lumină perfectă. Adică aș propune o poveste interesantă, după care o să am și eu două întrebări, dacă mă lasă maestru Popa. Cea mai mare plăcere. Nu la întrebări, că la prima mă las, la următoarele e o problemă de timp. Hai să facem un fel de joc. Acum ne știm și cumva ne-ai aflat și în aceste momente. Dedică-ne la fiecare câte o imagine și noi spunem dacă e da sau nu. Hai să vedem dacă putem din cele 40. Una pentru maestrul Gheorghe Popa, una pentru mine. Le rulează maestru și tu spui asta pentru mine. Asta probabil cea cu cei doi copaci, dacă v-au frapat, dar cred că poate mai găsim și alta. Nu altele decât am zis. Altele. Hai să vedem. Dă-i un slide și o să meargă și... Eu recunosc că pentru mine mă așteptam să ne spui povestea din Munții Rodnei. Sincer, deci viscol, vânt, deci... Da, nu te așteptai atmosfer, să nu mă așteptam să-mi povestești despre tura din Vlădeasa. Da, viscol din Rodnei și ăla e unic, tot timpul stăm cu ochii pe meteo și când așteptăm clipa aia să se repete ce s-a întâmplat atunci, era rafale de 100 de kilometri la oră, poate și mai mult, cu ceață și cu senin și cu... Deci încercăm să o redifuzăm. Asta mi-aș revendica-o, așa că te-am scos-o din oferta cu s-o da. Asta e din Rodney, din Rodney, care vorbeam. Da, momentul respectiv, da. Brazii ăștia erau pur și simplu îndoiți de vânt, nu de zăpadă față de cei din Vlădeasa. Îți cunosc fotografiile din Vlădeasa și știu că ani la rând a organizat tururi foto acolo și probabil de aceea am fost așa de impresionat de pentru mine, cea mai tare. Poate asta din... Da, e de acasă, de la tine? Nu. le cunosc, le știu, dar pentru mine, mai ales că am și vorbit cu tine atunci și cu Ovidiu, pentru mine momentul ăsta e foarte impresionant. Adică e ok, nu e un moment în care te duci într-un tur foto cu 10 oameni. Da. Aici pot face o comparație cu ce am vorbit înainte cu Vlădeasa, că am stat o zi întreagă. Da. Am vrut să repetăm figura și aici. Și eram numai noi doi, deci era mult mai simplu să stăm decât într-un grup, să-i ții pe toți, să nu plece. Eram numai noi doi și pur și simplu cu 2 ore înainte de apus, n-am mai rezistat fizic frigului. N-am avut unde să ne mai ascundem, unde să mai stăm. Era o pantă, să zic, destul de înclinată. Zăpada înghețată, deci avea o poșghiță de gheață și pur și simplu stăteam și ne împingea viscolul la deal fără să facem nimic. Deci ne împingea pe versant în sus.
Și cu două ore înainte de apus, am coborât, am mâncat o ciorbă fierbinte jos la cabană și cu ochiul pe geam am văzut că a fost un apus incredibil de colorat și de... Și atâta de rău ne-a părut, dar atunci fizic știam, vedeam norii pe cer, vedeam spărtura de la apus, toate, știam că o să fie, știam, dar n-am mai rezistat pur și simplu frigului. Am umblat, ne-am învârtit, ne-am încălzit, am înghețat tot înghețat în tine. O vreme de minus 10 grade cu vânt de minus de 100 poate să fie minus 30 de grade. Minus. Lejer. Adi, mi-ai prevenit o întrebare care urma să ți-o pun. Fiindcă iată, întrebarea asta era dacă există fotografii pe care nu le-ai făcut fiindcă n-ai putut să le faci. Da, am fost. Dacă există fotografii care nu le-ai făcut fiindcă nu aveai dotarea tehnică și dacă există fotografii pe care ți le dorești și visezi să le faci. La prima mea răspuns. Da. Deci ați văzut ce ar putut face, dar voi erați departe. Da, s-a întâmplat să nu am aparatul la mine. De obicei mi se întâmplă când merg cu mașina din punctul A în punctul B, nu am tot timpul aparatul cu mine. Se întâmplă să am cadru care să-mi rămână pe retină și să trec pe acolo de 100 de ori și să-l aștept. Colecția care o spun eu, colecția de nefotografie. Da. Și aștept să se mai întâmple și mai trec pe acolo, poate fac un detur, poate să mai întâmplă. Cea care am putut-o face și n-am făcut-o, coboram din retezat pe un viscol puternic, tot așa spre apus. Aveam teleobiectivul pe aparat, dar aveam un prim plan cu braț și cu zăpada asta aurie care fugea prin fața lor și îmi trebuia un wide. N-am schimbat obiectivul atunci, fiindcă probabil s-ar fi umplut tot senzorul de zăpadă. Deci era aproape imposibil, oricum aș feri atunci să fi schimbat obiectivul. Și am stat, pur și simplu m-am stat și am admirat. Și ai nefotografiat, deci în sensul final cuvântului. Probabil nici cu telefonul nu m-am gândit să fac o poză și după aia am coborât. Adi, cum să spun? Mai era a treia. Dacă ai un fel de visare reală sau poate chiar în somn de imagini care ți-ai dorit să le faci, care ți-ai dorit să-ți apară vreodată. Dacă ai un fel de proiectare anticipativă care probabil se va întâmpla sau nu. E prima dată că rostesc despre acest tip de nefotografie. Da. Cea pe care ai văzut-o și n-ai făcut-o un tip de nefotografie, dar ți-ai pus-o în suflet. Dar una care cumva ca o fantasmă ți-o imaginezi. Și poate că vreodată te vei întâlni cu ea sau nu. Cam în orice loc nou în care merg, am de acasă niște gânduri, niște țeluri să-mi iasă cadrul ăla sau ăla sau niște să semene. Idei, da. Poate și în locuri unde am mai fost de multe ori vreau altceva și îmi imaginez total altceva decât am avut până atunci. Dar am avut și surprinza nu numai să fac cadrul care mi-l doream, dar am avut surpriza să-mi dea peisajul și vremea mai mult decât mă așteptam. Deci de multe ori îmi doream să fie lumina de acolo, să fie umbra așa, să viscolească aici, să am o textură în prim plan, să am bradul nu știu cum. Și a mai venit pe deasupra și lumina de apus, de alb sau o furtună în zare sau un contrast. Deci câteodată mă surprinde. Dar tot timpul visez la anumite cadre și mi le doresc și să și întâmplă unele. Unele chiar se întâmplă. Deci aia înseamnă că nu ești doar fotograf, profesionist, cum zice maestru Popa. O chestie despre care sper să discutăm odată. Că, în ciuda faptului că sunt profesor de fotografie sau am fost, în primul rând sunt amator, n-am studii de fotografie. Și e un joc pe care îl întâlnești și în cartea lui Andreas Feininger despre relația dintre amator și profesionist este de discutat, dar despre tine voi spune că faptul că ești profesionist este unul din ingredientele și din reperele topografice ale faptului că ești ceea ce se cheamă un univers al fotografiei. Foarte frumos. Mulțumim foarte frumos, Adi. După cum așteptam,
cred că putem să stăm aici cam vledeasa de dimineața până seara să stăm. Povestim despre fotografie. Am sandwich în Da, dar vledeasa n-a apucat să mă ajungi la cabană și nici aici nu cred că ajungi la sandwich dacă îi să o luăm așa. Din păcate, timpul nu ne mai permite să continuăm, dar bineînțeles, ne-ar plăcea să te mai avem invitat aici pentru că ai foarte multe să ne arăți și să ne povestești. Mai vin. Și vă mulțumim tuturor că ne-ați urmărit și că ați avut răbdare să ne ascultați poveștile despre fotografie. Mulțumim domnului profesor care ne-a fost alături ca de obicei. Mulțumim Adrian Petrișor că ne-ai răspuns invitație și te-ai deranjat să ne faci o selecție, să ne prezinți câteva momente, o mică parte din tururile tale foto, din portofoliul tău, care pentru mine este și cred că mult timp va rămâne unul foarte impresionant. Și mulțumim Centrului de Cultură Urbană și colegilor noștri din spatele camerelor care ne-au pus la dispoziție tot setup-ul, cinematograful, logistica. Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să ne ajutați să creștem și să reușim să facem cât mai multe emisiuni și să aducem fotografi de valoare care să ne spună poveștile lor și aventurile lor pe munte, în natură sau în viața de zi cu zi. Vă mulțumim frumos!